we're dealing with one of the largest armies in the world. This is a very different situation, and things could go crazy quickly. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern. Éviter la guerre. La paix et la stabilité du continent européen sont notre trésor. Że to tego dokonamy. W moim przekonaniu dzisiaj najważniejsza jest jedność i solidarność. Musimy pokazać, że mówimy jednym głosem. Соединенных Штатов, Франции. Вот завтра приезжает канцлер Германии. Ко мне обращаются наши коллеги. Завтра будет глава МИДа Польши. Через два дня глава МИДа Италии. И другие контакты намечаются. То говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президенту действующему недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу моя, ты еще кажешь про Украину, что моя тут, мне кажется, это уже перебор небольшой. În direct în partea a doua a emisiunii aici la Metropola Primetime, invitații mei în continuare doamna Tatoiu, Marinela Nedelcu, profesorul Alexandru Lăzescu și domnul Costin Georgescu, fostul șef al Serviciului Român de Informații. Bună seara! Bună seara, domnule Georgescu, ne auzim, da? Da, vă aud foarte bine. Bună seara! Punem cap la cap informațiile. Sigur, informația bombă nu știm cât de validă e, dar în România apare pe publicația, nu, cu capital american, trebuie să spunem asta, Newsweek România, că agențiile de informații ale Statelor Unite spun textual că invazia rusă în Ucraina e pregătită pentru în această noapte la ora 3, la ora 3 dimineața, ora României. Informația e că Europa e la câteva ore de război total în Ucraina, în ciuda tuturor eforturilor diplomatice și ale unei simulate retrageri a trupelor Moscovei, nu? Despre care vorbea șeful NATO în această după-amiază. Între timp avem informația că un atac cibernetic uriaș se întâmplă chiar în aceste momente în Ucraina. Sunt vizate instituții cheie, Ministerul Apărării ucrainian și două bănci foarte importante din țara vecină. Avem acuzațiile lui Putin din conferința de presă pe care am văzut-o și noi aici în prima parte a emisiunii, la întâlnirea cu cancelarul german. Putin spune că e un genocid ceea ce se întâmplă în Donbasul ucrainian, iar cancelarul Germaniei, citez, războiul nu trebuie să înceapă. Deutsche Welle titrează mare că e ultima întâlnire de pace înaintea unui posibil război. Vreau să vedem, stimați invitați, un reportaj și apoi plecăm la discuție, un reportaj al colegilor de la Al Jazeera despre cum se pregătesc ucrainienii și care e starea de spirit în țara vecină.
It's quite a strange feeling here because the world has paid all this attention to the country. People dismiss often some of the news that's coming in about a looming invasion, and it's something that they've learned to live with for so long. But underneath, once you scratch the surface, people open up and you see there really is a genuine concern. The question that everybody is asking is, will Russia invade? My name is Niels Adler, and I'm a freelance journalist for Al Jazeera in Ukraine. And between us, I moved from cautious optimism to extreme pessimism on whether Russia will invade Ukraine. What's important to remember about this conflict is it didn't begin as conventional warfare. The Ukrainian army was in a terrible state in 2014 when the conflict began. And so it was volunteers, people who had no experience of fighting before and had to just pick up a weapon and learn how to fight. The soldiers fighting right now, it's trench warfare. It's not the modern age warfare we imagine with drones and high-tech gadgets. This is just soldiers dug into a trench and they're just fighting, facing sniper fire and artillery fire. I spoke to a soldier, Volodymyr. This was a tough guy, a tough soldier. He began slowly opening up, talking a little bit more about tactics and warfare. But slowly as we spoke, I discovered he had suffered this traumatic brain injury twice. He started to admit that maybe there was a mental health aspect to this. I said, what do you do with all these feelings? And then he just pointed at his chest and said, I hold it all in here. I tried to get in contact with him again, but I was told he's not in a good place. He's really struggling to adapt. Another forgotten aspect about this conflict is the children in Popasna. There was a young girl, she was 9 years old, called Karolina. She remembers the shelling back in 2014, taking shelter in this kind of makeshift bomb shelter that the family had created. And she is scared that it's going to happen again. As a father of three myself, when I was speaking to Karolina, I thought, this is not something children should have to be thinking about. So I visited Kharkiv, which is located precariously close to the border with Russia. Now, this is an incredibly important city for Ukraine, both economically, but also because it's a technological hub. Kharkiv was mentioned by Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine, as a potential first target for the Russians should they invade. Менеджером, но сейчас я решила, что нужно все ж таки защитить нашу страну, свой дом, свою семью. The Ukrainian army is in a much better state than it was back in 2014 and 2015. But this is Russia we're talking about. So civilians have really taken it upon themselves to defend their city. Domnule Costin Georgescu, cum vă uitați la ultimele evoluții ale conflictului? Cu grijă, din toate punctele de vedere. Din punct de vedere al istoriei cu Rusia, a României cu Rusia, când pornind de la 1877, trecând la 1914, primul război mondial, trecând la doilea război mondial, de fiecare dată am fost singuri și am rămas singuri și am pierdut imens. De fiecare dată, dacă luăm istoria bine și o, nu trebuie să o uităm. Acum avem marele avantaj că facem parte din NATO, facem parte din Uniunea Europeană și avem un parteneriat strategic special cu Statele Unite încheiat în 1997 la București cu președintele Clinton, președintele Statelor Unite, ceea ce ne dă altă poziție și altă siguranță. Dar, sigur, nu putem uita ce se poate întâmpla la granițele țării noastre, care, evident, are efect și asupra țării noastre. Bun, punând ca la cap informațiile, domnule Georgescu, e posibil, credeți că e posibil ca rușii să atace? Cum spun serviciile secrete americane, dacă informația preluată de presa americană și presa românească e corectă, la noapte? Ca un fost director de serviciu, totdeauna la aceste informații, niciodată nu trebuie să dai 100% pe o informație. Nu poți să știi ce este capul, scuzați-mi termenul, în capul lui Putin. Că el cel care decide în ultima clipă. Un atac se decide în ultima clipă. Un atac nu se decide cu câteva zile înainte, cu câteva ore, cu nimic. Fiindcă e foarte periculos că poate să le afle alții. Dar deci, o astfel de... poate să fie și lucruri speciale aruncate pe piață. Că, o astfel de informație... O astfel de informație de la... Poate întâmpla oricând, în orice clipă. Domnule Georgescu, o astfel de informație de la serviciile secrete americane este normal să apară așa public?
Adică nu sau ar dacă fi fost... e făcută cu bună știință, care e tactica americanilor? Nu ar fi fost, nu știu, atenționați altfel. În primul rând Joe Biden, după aceea trupele, după aceea... Cu Joe Biden ne spune de o săptămână. Da. Este iminent atacul și au retras și tot personalul din Ucraina. Da, după au aceea... fugit și oligarhii ucrainieni. Ne-a dat și ziua. Dacă n-a aranjat Putin deja asta. Pe poziție, fii sigur. Trupele, în astfel de situații și nu de ieri, de astăzi, toate trupele din cadrul NATO sunt în stare de alertă, asta e evident. Faptul că s-au deplasat trupe în, pe flancul estic, au venit la noi în țară, au venit în Polonia, au venit în Estonia, faptul că aviația se mișcă rapid, arată că toți sunt pe poziție. Nimeni nu vrea un război, vorbesc nimeni din partea asta democrată a lumii, nu vrea un război, dar trebuie să te pregătești un război totdeauna, ca să fii sigur că nu se întâmplă la tine în țară, trebuie să arăți că ești în stare să suporți, că ești în stare să reziști, că ești în stare să respingi. Și asta face la ora actuală NATO, fiindcă, să nu uităm, puterea economică a țărilor din NATO față de Rusia, dacă nu mă înșel, de circa 14 ori mai mare. Să nu uităm puterea militară, nu numai americană, dar și altor țări din cadrul NATO, este la fel de nu știu câte ori mai mare decât a Rusiei. Deci nu se pune problema să fie atacat NATO, dar din păcate când la granițele NATO, la granițele țărilor noastre se întâmplă un astfel de fenomen vis-a-vis de Ucraina, o țară independentă, o țară care totuși are dreptul să trăiască, are dreptul să trăiască liber, atunci sigur că ești foarte atent și trebuie să iei măsuri împotriva invadatorului, indiferent cine ar fi acela. Domnul Georgescu, Monica Tatoiu sunt. Vreau să vă întreb ceva. Ucraina nu este NATO. Nu, așa este. Să presupunem, eu nu cred, intră rușii în Ucraina. Va interveni militar NATO pe un teritoriu al unei țări care nu face parte din NATO? Nu. NATO are, nu intervine militar decât conform, nu mai știu care articol, dacă nu mă știu cita, exact. Poate greșesc, nu asta e important. Decât dacă o țară din cadrul NATO, exact, indiferent care ar fi aceea, este atacată. Deci, deci armatele de la granițele UE, da, nu vor interveni. Nu, vom sta pe granița NATO. Vom sta exact granițele. Ne, da, vor păzi pe noi, ne vor păzi. Exact. Noi, Polonia și... Da. Dar ONU poate intra cu trupe de menținere a păcii, nu? În Ucraina. ONU nu se poate intra într-un război. ONU așteaptă să termine război și poate atunci... După armistițiu. Să intre trupele ONU. Am asistat, am văzut cum s-a întâmplat în Cipru în 1974, când au intrat trupele turcești în Cipru și a fost ce s-a întâmplat. A intrat după aia, au intrat trupele ONU, le-am văzut, am fost la ele, dar erau între, după ce se terminase războiul, după ce se declarase, dacă vreți, nu pace. Deci imediat după invazie, imediat după... Imediat după o eventuală invazie, nu poate intra nimeni pe teritoriul Ucrainei. Exact, deci vor fi rușii și ucrainienii care, eu nu cred, dar ipotetic, se vor confrunta. Sperăm că nu are loc această invazie. Sperăm că nu are loc invazie. Nu cred, nici eu nu cred, dar vor fi, dacă e cum spune domnul Bucur, la trei noapte intră... Nu spune eu, doamna Tatoiu, citește-o din presa corectă. Să presupunem așa, în momentul ăla vor interveni NATO și UE cu sancțiuni financiare. Care, din câte... Și o să citez acum din ambasadorul rus în Suedia. Ne doare în cot pe noi de sancțiunile... Da, pentru că sancțiunile nu îi afectează. Ei au contracte de furnizare. Și tu spuneai cât au în rezervă, cât au strâns în rezervă. Și-au dat-o Putin în conferința de presă cu Olaf Scholz, au dat-o pe față, nu, domnule Lăzescu, reamintindu-le că nemții primesc gaz mai ieftin pentru că Schröder, fostul cancelar, e la Lukoil, mare director. Nu, primesc dinainte. Bun, ne-ați explicat asta. Realitatea e că capacitatea, dincolo de discursuri, capacitatea occidentală de a se opune altfel decât militar, pentru că militar situația e exclus, a exclus-o Biden de multă vreme și în general nu s-a pus niciodată problema a unei intervenții NATO sau americane, în particular în Ucraina, împotriva Rusiei. Deci toate mișcările astea cu apărarea de la noi, sigur, sunt așa, iau tot așa un mesaj simbolic mai degrabă. Ele n-au, cum să spun, n-au o consistență practică din punctul de vedere. Adică nu ne așteptăm ca Rusia să atace România, Polonia,
mă rog, sau altă țară din NATO. Ceea ce trebuie să ne urmărim în continuare este, sigur, cum iese cumva Putin din această zonă. Și eu mi-am adus aminte că în noiembrie a fost o întâlnire a lui Putin cu corpul diplomatic rusesc la Moscova. Și acolo a spus un lucru interesant, la care ar trebui să luăm aminte. El a spus, domnule, e bine să-i ținem pe ăștia din Occident în tensiune. Asta e un lucru bun, pentru că e bine și în felul ăsta avem de câștigat. Deci el, tot ce face acum, e să creeze o presiune. De fapt, ce a făcut? A făcut ca de la ideea aceea că Rusia e marginalizată, ca de la Biden la Olaf Scholz, Macron și toată lumea să plimbe pe la Moscova ca să se întâlnească cu Vladimir Putin, a împins Ucraina într-o criză economică serioasă și probabil acum, aici am văzut că sunt tot felul de speculații apropo de ce înțelegeri care nu sunt neapărat la lumina zilei s-au putut face eventual cu Scholz sau cu americanii sau cu francezii mai puțin, cred. Informație de ultimă oră, domnule Lăzescu, CNN anunță că președintele Biden discută în această seară cu Emmanuel Macron. Sunt surse citate de CNN, așadar. Vă rog, continuați. Da, dar încă o dată spun, nu, din păcate, levierul pe care îl are, dacă vreți, armele la modul simbolic pe care le are Occidentul, în NATO în mod particular în această situație și Uniunea Europeană, sunt reduse, nu prea ai ce să-i faci. Cum spuneam, Rusia are rezerve foarte bine pregătite. Are rezerve uriașe de, repet, 620 de miliarde de dolari în rezerve, dintre care o treime în aur. S-a dedolarizat în sensul că și-a extras și-a și creat un sistem special. Pentru că cea mai importantă acțiune pe care se discută și la care oricum nemții se vor opune categoric, este aceea de a-i scoate pe ruși din circuitul financiar SWIFT. Asta e circuitul în baza căruia se fac tranzacțiile financiare pe glob. Numai că între timp, rușii și-au făcut un fel de sistem propriu cu care pot lucra cu China. Uitați-vă că sancțiunile n-au încurcat foarte tare nici Iranul, nu? China cumpără la schimb cumpără petrol din Iran. Acum la Beijing iar rușii au reușit să, de fapt s-au perfectat acorduri enorme de vânzări de gaze naturale și de petrol. Deci are backing-ul și sprijinul chinezesc foarte clar. Asta trebuie să avem permanent în minte. S-a petrecut, și nu spun eu asta, uitați, spune fostul prim-ministru australian, care știe foarte bine China. A spus, domnule, în momentul ăsta suntem în fața unei schimbări majore, monumentale, în plan geopolitic. Această alianță strategică între Rusia și China schimbă complet jocul. Schimbă complet jocul din perspectiva a ceea ce poți face tu, inclusiv în această situație legată de Ucraina. Deci noi tot ne amăgim așa că suntem în situația care eram, nu știu, acum 50 ani. Nu mai suntem. Permiteți puțin. Vă rog, domnule Georgescu. Vă auzim, vă ascultăm. Da. Ce vreau să vă spun? Problema este mult mai complicată din punct de vedere al sancțiunilor economice. Să nu uităm că în Europa, și o știm cu toții, coasta Mediteranei turistică este plină de ruși. Nu turiști ruși, ci ruși care au investit. De acolo se spală de multe ori foarte mulți bani rușilor. Au multe ori afaceri la marginea legii, să nu le zic altă. Să nu uităm că o serie de firme, cum ar fi chiar în domeniul petrolului și nu numai, chiar și la noi în țară, sunt firme rusești. Vă dați seama că aceste sancțiuni care vor porni împotriva Rusiei vor lovi peste tot, în toate țările NATO, în toate țările Uniunii Europene. Deci lovitura economică nu trebuie să o vedem numai că întrerupem gazul sau petrolul sau nu știu ce, nu. Al doilea, legătura cu China lor, sigur, e o legătură care o putem avea în vedere. Dar asta este într-un viitor. Ca să transporți la ora actuală gaz din Rusia în China,
Deci trebuie niște conducte extraordinar de lungi și care să treacă peste fluvii, să treacă prin munți, Taigan și așa mai departe. Deci nu este ușor. Rusia va rămâne într-o perioadă extraordinar de lovită economic. Sigur că pe ambasadorul de la Stockholm nu-l doare. El va trăi în continuare bine, dar marea masă a rușilor, marea masă care a mai pățit-o, fiindcă după războiul rece s-a prăbușit Uniunea Sovietică și Gorbaciov și-a dat seama, a fost un președinte cu mintea la cap și a potolit, dacă vreți, ce se întâmplă atunci. Ei bine, acum se rea sub altă formă, alt război rece și cu alții care îl locuiesc pe Hrușov sau pe alți președinți uitați de vremea statelor ai Uniunii Sovietice. Dar iertați-mă că intervin, dar să știți că eu sunt mult mai rezervat față de povestea asta cu sancțiunile. Nu să vă credeți că Austria va face ceva, de exemplu, să încurce OMV-ul? Sau că nemții care după ce își închid centralele nucleare și sunt practic în blocaj economic dacă se întrerup livrările de gaz. Nu numai ei, sunt și alții. Credeți că vor trece peste un anumit prag legat de sancțiuni? Da. Eu domnilor, mă îndoiesc foarte tare de lucrul ăsta. Domnilor, adică noi discutăm în ideea unui Occident care e unit, care, mă rog, realitatea e că avem în față un Occident care este divizat, care are interese diferite. Germania first, ca să fac o trimitere la ce se spunea despre Statele Unite, pentru că Germania, în primul rând, își vede de interesele și în relația cu Rusia și în relația cu China. Credeți că puternicul lobby-ul industrial german va accepta așa niște sancțiuni extraordinar de grave, care, oricum, am spus, Rusia este mult mai bine pregătită. Există o conductă deja, ceea ce se discută acum este o a doua conductă. Este o conductă care trece din Rusia prin Kazakhstan către o conductă siberiană pentru livrările de gaz. Se pregătește o a doua conductă, deci lucrurile sunt destul de avansate. Doamna Tatoiu încearcă să spună ceva. Eu încerc să abordez dintr-o perspectivă mult mai globală. Recent, Asia, Pacificul, a reușit să coalizeze China, Australia și 50% din producția mondială într-o grupare în care s-au tăiat taxele. Deci acolo, în Pacific, se joacă cartea economică a lumii pe următorii 20-30 de ani. Da? În care China, India, Australia sunt jucători împreună. Da, doamna Tatoiu, da? Dar nu trăim peste 20-30 de ani. Apropierea Rusiei de China... Da, Tatoiu, trăim aici și Ucraina ar putea fi invadată de ruși. Europa și Atlanticul ies la pensie, dragii mei. Și Rusia nu este numai Rusia europeană. Imediat, Mădălina. Domnule Costin Georgescu, vorbeam de războiul convențional și principalele declarații, nu, și hărțile pe care le-am tot văzut arată că rușii și-au pus tancuri, rachete lângă Harkov, al doilea mare oraș al Ucrainei, la 10 kilometri încă de ieri. Dar ne uităm și la războiul neconvențional și mi-aduc aminte că există mercenaria celebrii a lui Putin, trupele Wagner. Cât de periculoase sunt acele trupe de mercenari paramilitari, domnule Costin Georgescu, raportându-ne și la, eu știu, ce informații ați văzut de-a lungul timpului, apropo de rapoarte ale serviciilor secrete? Da, sunt foarte periculoase. Le cunosc foarte bine, fiindcă și la noi în țară au fost prezente în 1968, când a fost invadată Cehoslovacia, și mult mai mult și mult mai prezente în 1989, când în țară erau deja venit 2000 de agenți ruși, care în clipa când trupele sovietice urmau să traverseze Prutul, să intre în România, și atunci România dispărea practic de pe harta lumii, practic rămâneam așa o mică țară în Muntenia, atunci ei trebuia să ocupe tot ce însemna telegraf, telefon, radio, deci toate sistemele de comunicație, acești 2000 de oameni veniți înainte de Revoluție. Deci, dacă nu erau cei două persoane ale istoriei, care trebuie să le mulțumim cu orice ocazie, generalilor, șeful statului major al armatei române și șeful securității Iulian Vlad și Gealu Gușe, șeful armatei române, să se împotrivească și nu intervenea în condițiile astea. Țările din Occident, marile puteri evident ale lumii, rușii
ar fi intrat în țară și ungurii pe partea cealaltă. Trupele erau pregătite. Corect. Ce vă spun nu sunt povești, sunt realități. Bun, ideea este că Putin poate, se poate deci, prevala de aceste... Și ca să vă răspund la întrebare, sistemul ăsta este a rușilor. Au oameni trimeși. Să nu uităm că Ucraina a făcut parte din Uniunea Sovietică. Eu am cunoscut la vremea respectivă șeful serviciilor de informații ucrainene, era un fost general din cadrul KGB-ului. Deci asta este istoria. E apropiată, n-au trecut decât 30 ceva de ani, 30 de ani de la ruperea Uniunii Sovietice. Deci e foarte greu și pentru ucraineni în țară. Ei au o luptă și internă și au și lupta asta externă. Da, dar Ucraina este un stat creat de Stalin. Marinela, trebuie să nu uităm asta. Nedelfo, ai văzut atâta războaie ca jurnalist. Ajunge un foc, o scânteie, nu? Ca lucrurile să escaladeze. Sau o provocare. O provocare, în sensul ăsta. Adică Rusia poate simula, cum anunța retragerea trupelor, deși Stoltenberg, NATO, zice, nu vedem nimic concret că se întâmplă, doar gargară, și să folosească, de pildă, aceste trupe Wagner, paramilitare. Da, aceste trupe nu cred că am ști. Corect. Ei ar veni până la București fără să știm. Ca la Revoluție. Da, nu zic pe la Galați sau pe la, nu știu, pe unde au venit trupele americane, de la Nădlac până la Cogălnicianu, săraci, au făcut 18 ore. Păi, la alții nu o să îi știe nici vântul, nici pământul și o să ne trezim cu ei dacă vor vrea, bineînțeles. Dar ei nu vor anunța că miercuri la ora 3 sau marți la ora 16 se întâmplă ceva. Asta este pericolul, că ei lucrează doar undercover, dacă putem spune. Dar eu vreau să-l întreb pe domnul Georgescu, din experiența dumnealui, ce-l vor întreba parlamentarii din Comisia de Control a SRI pe domnul Helvig săptămâna viitoare, că l-au chemat la raport? Cu puterea imaginației, domnule Georgescu. Dar nu este, nu. E o formulă desuzitată, să știți. Și e normal să fie așa. De asta Parlamentul are această comisie care, de-a lungul timpului, și eu când am lucrat ca director al SRI-ului, i-am cunoscut utilitatea ei și de multe ori am mulțumit pentru faptul că există și e necesar să existe. Această comisie am întâlnit-o și în Marea Britanie, de la care am învățat foarte mult, de la comisia respectivă britanică, de la un lord, nu scapă numele acum, abia pe vremea aia, 80 de ani. Și la fel, și acolo, toate serviciile din lume, din țările democrate, serviciile trebuie controlate. Și sunt controlate. Și de multe ori acest control... Nu, dar pe această criză, ce ar putea să ne spună domnul Helvig? Ce poate să le întrebe? Să le întrebe ce știe mai mult despre aceste evenimente, lucruri care nu pot poate să fie spuse în public. Păi de ce nu-l cheamă pe domnul Vlase de la SIE? De ce nu-l cheamă pe domnul Vlase? De ce nu-l cheamă pe domnul Vlase? E și comisie de control la SIE în Parlament. Eu cred că probabil e interesat pe extern, că am vedea tot ce se întâmplă. Acum, important este, suntem noi pregătiți pe teritoriul țării, dacă ceva este sub pericole pe teritoriul țării, deocamdată ne uităm înăuntru, cu seriul discutăm înăuntru. Ce este în afară, vedem toți, în orice clipă, nici mai ai nevoie de informații. Păi asta ne interesează și pe noi. Ce este la noi în țară, că domnul Bode, domnul ministru de interne ne asigura că sunt granițele sigure și că nu este nicio problemă, deși pe acolo se trece ca prin brânză cu traficul spre Ucraina de ani de zile, dar domnul Bode ne-a asigurat că nu se întâmplă nimic și că să stăm liniștiți. Deși drone cu țigări cad în curțile oamenilor. Da, valize, cu mașina, cu bicicleta, acolo se cade. O să ne spună domnul Helvig dacă Wagnerii sunt în România? Domnul Georgescu. Sau domnul... Vlase. Nu, domnul ăsta, domnul Vlase Helvig. E după... Nu, dar domnul Helvig, dacă îl întrebăm... Are informații că Wagnerii au intrat în România? O să ne spună? Sau hackerii care au atacat Ministerul Apărării din Ucraina, poate are informații despre cyber. Deci, dar nu cred că poate să spună așa ceva. Da, eu sunt nu... Sunt lucruri care se pot spune și care nu se pot spune. Exact. Sunt lucruri care trebuie să le preîntâmpim. Lucruri care trebuie să iei măsuri împotriva lor.
nu poți să le spui, fiindcă le apără și respectiv în cauză, nu? Păi asta spuneam eu cu informația de miercuri la ora 3. Nu știu, mi se pare totuși așa, cu câteva zile înainte, miercuri pe la ora nu știu care... Nu, cu asta americanii or să fie la fel de râs cum au fost cu retragerea din Afganistan. Eu cred că are alt scop. Nu știu care e scopul, dar cred că are alt scop. Nu. Îi cunosc bine pe americani. Nu ies ei cu o informație de felul ăsta să facă de râs. Există un scop, există ceva. Ceva care justifică aceste declarații ale lor. Adică mai bine ne facem de râs, dar îl împiedicăm pe Putin să-și pună în aplicare un plan pe care l-ar fi avut. De moarte, nu mai e nimic de râs. Domnul Georgescu, nu știu dacă ați văzut purtătorul de cuvânt al Pentagonului ieri, l-am văzut pe o altă televiziune, la declarație, a început să citească prima pagină, după care a spus, îmi lipsesc niște pagini. Și ce vă spune în lucrul ăsta? Pe mine asta m-a speriat. Eu n-am putut să cred ce văd. Adică nu l-a dus capul să Nu. Sau cum? A început să citească și a spus, îmi lipsesc niște pagini. Și ce relevanță are asta, doamnă Tatoriu? Că n-am înțeles nici prima oară. Da. Că și Iohannis citește după promptere. Nu, e purtătorul de cuvânt al Pentagonului într-un moment de criză. Repet, și președintele acestei țări citește niște pagini din prompter. Doamne ferește, deci este o dovadă de slăbiciune. Deci toată administrația lui Biden e... Cum e? Asta ne ziceți. A câtă oară ne spuneți într-o emisiune deci, televizată? Pe mine, eu... Că lumea înțelege că sunteți cu Putin. Nu, dacă mai ferește. Repetați la nesfârșit. Deci, în momentul în care oamenii în care eu am încredere mă dezamăgesc, începe să-mi fie teamă. Nesiguranța, bâlbâielile. E ca mama care nu are grijă de mine. Bine, dar nu vă simțiți mai sigură că ați văzut că au venit 900 de americani la Covici? Cu 140.000 de soldați dincolo. Și francezi, i-ați văzut pe francezi? Nu i-am văzut. Sunt? Eu nu cred că dacă a spus domnul Macron, o să vină. Bun, Uniunea după ce Europeană, termină cu atacul domnule Parisului. Domnule Lăzescu, Uniunea Europeană, e adevărat, prin vocea controversată a lui Joseph Borrell, șeful diplomației Uniunii Europene, condamnă apelul Dumei de Stat din această după-amiază pentru recunoașterea independenței teritoriilor separatiste din Ucraina. Zice Borrell, ar fi o încălcare a acordurilor. Bun, și ce facem dacă e așa? Da, bănuiesc că la Moscova e o mare, mă rog, mare tristețe. Deci trebuie să înțelegem că, de fapt, dincolo de faptul că și Federica Mogherini și Josep Borrell sunt personaje mediocre, chiar Borrell este un fan al regimului din Iran, de exemplu, nu știu dacă știați lucrul ăsta. Dar, dincolo de fapt, ei n-au nicio putere reală. De altfel, nu numai Borrell, ați auzit vreo declarație sau vreo... ceva concret venit dinspre președinția Comisiei Europene, doamna von der Leyen. Deci, practic, Uniunea Europeană nu contează aici. Aici ce contează, sigur, sunt americanii, britanicii care nu mai sunt în Uniunea Europeană și, să zicem, din Europa lucrurile se învârt în jurul Berlinului și Parisului. Așa pe cât se poate. Sigur că rușii nu pun prea mare preț pe zona asta sau acționează cu pârghii sperând să creeze și disensiune în relația cu America, ceea ce nici nu e foarte greu, având în vedere felul în care se raportează și nemții și francezii la americani. Dar nu trebuie să ne uităm foarte, să zicem, prea serios la ce se întâmplă la nivelul Bruxellesului din perspectiva Uniunii Europene. Aici lucrurile se vor derula în principal, probabil, după scenariul care, de fapt, e scris de Putin, în principal tot ce vedem acum sunt reacții, și ce urmărim? Eu sunt mai îngrijorat, nu neapărat de faptul, sigur că nu e plăcut să știi că e aglomerația asta de forțe, că sunt o mulțime de vase, dacă nu greșesc, sunt vreo 14 nave de luptă în Marea Neagră. Pe mine mă îngrijorează, de fapt, mersul evenimentelor în perioada următoare și aici mă refer chiar la ani. Ce se va întâmpla cu obiectivul strategic al lui Vladimir Putin, care este acela de a recrea o sferă de influență în această zonă. Adică, pe fondul unei slăbiciuni evidente a Occidentului și a faptului că americanii sunt sub presiunea a ceea ce se întâmplă în Asia, lucrurile, sigur, mă îngrijorează. Aici e principala îngrijorare. Nu leagă neapărat de ce se întâmplă în aceste zile,
se va ajunge la ceva. Putin cred că a cam marcat cam ce avea de marcat în această bătălie. Eu nu zic că sunt și costuri. De exemplu, ostilitatea ucrainienilor față de Moscova a crescut. Deci el și-a antagonizat... Bun, ne uităm în continuare urmează cu Taiwan. Ne uităm cu îngrijorare la faptul că România a fost alături de Polonia scoasă la mezat de către ruși pe masa negocierilor, nu? Cerând ca România să fie scoasă din NATO, aici, domnule... Aici tot uităm un lucru, dacă iar, vedeți, avem memorie scurtă. La un moment dat a fost un consiliu dintre ăsta Uniunea Europeană-Rusia, la Helsinki. Nu știu, vreo înainte de aderarea noastră la Uniunea Europeană. Sigur că se decisese la Helsinki la sfârșitul... Vă rog să comprimați un pic, domnule profesor, că ieșim. Nu, am vrut să spun că atunci Putin a spus că se opun aderării României și Bulgariei. Polonia e altă poveste, dar trebuie să avem în minte lucrul ăsta permanent. Pentru Rusia, România și Bulgaria sunt... Bulgaria, de fapt, nu e nicio piedică, că sunt foarte simpatizați pe acolo, dar România e o piedică în direcția închegării unui front către Balcani. Și asta ar putea să... Vreau și opinia domnului Costin Georgescu, vă rog. Eu am altă opinie și mă scuzați. Vă rog. Faptul ce se întâmplă acum la granițele Ucrainei, deci aproape de NATO, a făcut ca țările membre NATO să aibă un front comun, care le-a cam lipsit în ultimul timp. Să nu uităm că pe cerul României, pe cerul Bulgariei, la ora actuală, dacă nu mă înșel, sunt avioane venite din alte țări, nu numai din Statele Unite, vin avioane din Italia sau din Spania. Să nu uităm că până de curând au fost și avioane canadiene. Deci în toate țările, să știți că sunt la ora actuală. Au trimis deja trupe, au fost trimise 6 trupe, nu numai trupe americane, în Letonia. În România se pregătesc, sunt pregătite să intre trupe franceze dacă va fi cazul. Deci au început toate țările cu o excepție, din păcate. Nu e mare, dar e dureroasă, că n-am vrea să fie nicio excepție. Toate țările înțeleg că este vorba de un moment critic și pentru Europa și pentru NATO, că NATO nu înseamnă numai Europa. NATO înseamnă și Statele Unite, în primul rând, înseamnă Canada, deci înseamnă foarte mult la ora actuală și e bine că suntem toți și acum, dacă nu mă înșel astăzi sau mâine, poate greșesc, este o întrunire a tuturor ministrilor de apărare. Mâine se întâmplă, merge și domnul Dâncu la Bruxelles. Măsuri foarte ferme pentru zile care urmează. Foarte scurt, domnule Costin Georgescu, și vreau un tur de opinii apropo de metodele de propagandă ale Kremlinului. Poate că ar trebui să stăm două ceasuri într-o seară. Deutsche Welle scrie așa: numeroși ruși nu vor fi surprinși dacă Rusia va ataca Ucraina. Mass media de stat au pregătit de ani bun terenul în acest sens, prezentând ucrainienii drept naziști și țara lor drept stat eșuat. Da. Vă rog, un comentariu. Apropo de metodele de propagandă ale Kremlinului, fake news-urile propagate de acolo, care ajung și în România, le vedem zilnic. Școala rusească, școala sovietică, de mici crește copiii în spiritul, dacă vreți, a unei puteri mari, a unei puteri care să meargă în spiritul lui Petru cel Mare, testamentul lui Petru cel Mare. Ei aveau și o glumă, circula acum cu niște ani în urmă. Ei avem cel mai mare titic din lume. Ei aveau orice, ce e mai bun. Dacă, nu știu, n-ați apucat niciunul din noastră să vadă filmele Căderea Berlinului, Bătălia Stalingradului, filme care au fost făcute și multe, multe, multe altele, cărți scrise și o educație deosebită a poporului sovietic și a poporului rus vis-a-vis de puterea lor existentă, viitoare și permanentă. Mulțumesc frumos, Monica Tatoiu. E eficace propaganda rusă? Eu vă spun ceva. Rusia s-a asigurat că Ucraina și prin republicile separatiste nu va adera niciodată la NATO, așa cum Moldova nu va adera niciodată la NATO și nu va intra în UE. Mulțumesc, întrebarea mea era alta. Te rog frumos, propaganda e eficace? Da, dar din cauza fricii. Eu mi-aduc aminte de câțiva opozanți ai regimului Putin care au căzut de la etaj, indiferent că erau
jurnaliști, oameni de afaceri, medici. Medici, da. Deci, brusc, fiecăruia i se întâmpla să cadă de la etaj. Cred că mai mult funcționează frica decât acea inoculare a propagandei, așa cum vorbea domnul Georgescu, de crezul patriotic pe care îl au în sânge din perioada Cine a trăit în comunism nu are crezul. Domnule Lăzescu, foarte scurt, e eficace propaganda rusească în lume? Aici avem două ținte. La nivel extern, cred că într-un fel și-a atins obiectiv, aceea de a crea o stare de tensiune, de îngrijorare și de frică în exterior, în Europa, în particular inclusiv în România. La nivel intern, aici e interesant, am văzut o discuție a directorului agenției Levada, care spune că, practic, ceea ce informațiile care se duc către populația din Rusia sunt, practic, merg pe două mari canale, televiziunile și, în general, presa de stat, dar televiziunile de stat, și internetul, de unde ei ieșeau din zonă, în special de la Yandex News. Deci este un agregator de știri. Or, din această perspectivă, opinia generală în Rusia este că a populației, a majorității, nu chiar toată lumea, dar majoritatea populației e convinsă că, de fapt, vinovat pentru ce se întâmplă este Occidentul, nu Rusia. Rusia nu face decât să reacționeze. Mulțumesc, domnule Lăzescu. Mulțumesc. Dezvoltăm și în altă seară, doamna Tatoiu, Marinela Nedel, cu domnule Costin Georgescu. O plăcere. Să dea Dumnezeu să nu fie adevărată informația asta bombă care a ajuns în România în publicația Nui. Deschidem șampania mâine. Azi după amiază, că surse de rang înalt declară că un atac al Moscovei ar fi, doamnelor și domnilor, aproape sigur din mai multe puncte de pe flancul sudic, estic și nordic al Ucrainei. The Mirror, tabloidul, citează o sursă americană cum că în această dimineață, la ora 3, rușii ar ataca Ucraina. Pe mâine. And things could go crazy quickly. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern. Éviter la guerre. La paix et la stabilité du continent européen sont notre trésor. Że to tego dokonamy. Moim przekonaniu dzisiaj najważniejsza jest jedność i solidarność. Musimy pokazać, że mówimy jednym głosem. То говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президенту действующему недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу моя, ты еще не кажешь про Украину, что моя тут, мне кажется, это уже перебор небольшой.